Pacea Domnului și multă binecuvântare, dragi frați și surori, ne bucurăm în numele Domnului Iisus că așa a hărăzit Sfântul Dumnezeu, ca în această zi să fim împreună. Mulțumesc fratului Vasile Hozan, care m-a rugat foarte mult să fiu împreună cu dumnealui și cu dumneavoastră astăzi și de asemenea fratului Nelu, care mai devreme mă rugase să fiu cu dumneavoastră, așa a rânduit Dumnezeu și dacă s-a putut, dăm slavă Domnului pentru aceasta. Eu vă aduc sfinte salutări din partea fraților de la Kitchener, precum poate fratele Hozan până acum vă salutat și vă binecuvântat. Vă salut și eu în numele bisericii noastre și mă bucur să văd frați surori care în ziua de astăzi ați ales să fiți împreună la o părtășie frumoasă. Zic din toată inima pe toți, Domnul să vă binecuvânteze. Și precum noi suntem limitați și mici în a face față la multele greutăți care pot apărea, din toată inima dorim ca la toate cauzele amintite, Bunul Dumnezeu să ia aminte. Pentru noi este greu să ținem minte toate care s-au amintit, dar să știți că Dumnezeu ia aminte la fiecare, El le aude, El le cunoaște și Dumnezeu știe să răspundă la momentul potrivit. De aceea și salutul bisericii noastre din Kitchener este Psalmul 20, frumosul Psalm 20, să te asculte Domnul în ziua necazului. Și dorim din toată inima Dumnezeu să asculte rugăciunile dumneavoastră. Dragii mei, fratele Hozan mi-a spus că era vorba de o întâlnire cu precădere pentru tineret. Acum, eu nu știu dacă aceasta este scopul întâlnirii dumneavoastră sau nu, dar am un cuvânt pe inimă care eu cred că este atot cuprinzător, atât pentru tineret, cât și pentru oricine iubește pe Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să dau citirilor la câteva versete din Judecători, capitolul 16. Ar fi frumos de citit poate pasajul mai larg despre Samson, deoarece va fi personajul despre care vom discuta în această zi, dar îngăduiți-mi să citesc doar câteva versete, încheierea capitolului 16. Voi începe să citesc de la versetul 16 din capitolul 16 din Judecători. Pagina 279 pentru cei ce veți dori să urmăriți împreună cu noi. Așadar, Judecători 16 cu versetul 16 începând. Și am să mă duc până la sfârșitul capitolului, vă rog un pic de îngăduință ca să ascultăm al Domnului cuvânt. Fiindcă el necăja și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Și a deschis toată inima față de ea și i-a zis, briciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele mamei mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Dalila, văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și a pus să le spună, suiți-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui. Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au adus argintul în mâini. Ea l-a adormit pe genunchii ei și, chemând pe un om, a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci ea a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai dinainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii, l-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșnița în temniță. Dar părul capului lui a început iară să crească după ce fusese ras și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor Dagon și să se veselească. Ei ziceau, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrășmașul poporului nostru, și când l-au văzut poporul, au lăudat pe Dumnezeul lor, zicând, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrășmașul nostru, pe acela care ne pustia țara și ne înmulțea morții. În bucuria inimii lor au zis, chemați pe Samson ca să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor, l-au așezat între stâlpi. Și Samson a zis tânărului care îl ținea de mână, lasă-mă ca să mă pot atinge de stâlpii pe care seriază-mă casa și să mărează-mi de ei. Casa era plină de bărbați și de femei, toți domnitorii filistenilor erau acolo și pe acoperiș erau aproape 3.000 de inși, bărbați și femei care priveau la Samson cum juca. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dăm putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei.
și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea dreapta lui și altul la stânga. Samson a zis să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitor și peste tot poporul care era acolo. Cei care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-a omorât în timpul vieții lui. Frații lui și toată casa tatălui său s-au coborât și l-au luat când s-au suit înapoi, l-au îngropat între Țorea și Eștaol, în mormântul tatălui său Manoah. El fusese judecător în Israel 20 de ani. Amin. Dragi frați și surori, un pasaj un pic mai interesant. În schimb, îngăduiți-mi să împărtășim câteva gânduri, nu foarte lungi, și desigur dacă fratele Hozan mă vrea după aceea să mai continue, să adauge la ceea ce Dumnezeu mă pune pe inimă, o să vedem cum ne va călăuzi Duhul Sfânt. Eram amândoi într-o biserică la un moment dat și zice fratele Hozan, astăzi o să predicăm în echipă. Am rămas și eu surprins că nu anticipasem așa ceva. A început fratele Hozan să spună câteva gânduri despre Duhul Sfânt, după care spune acum continui tu. M-am ridicat, eu am vorbit eu câteva cuvinte, o continuat el mai departe. Am avut o experiență inedită a predica în echipă. Desigur, nu știu dacă în această zi Dumnezeu ne va călăuzi la fel, dar îngăduiți-mi câteva gânduri să împărtășesc cu dumneavoastră. Indiferent de vârsta care o avem, că suntem poate mai tineri sau mai puțin tineri, cei care am crezut în Domnul Iisus Hristos ne-am înrolat, dacă vreți, în armata Domnului. De altfel, și cântări frumoase de ale noastre spuneau ostași ai Domnului Iisus. Ne-a chemat Dumnezeu la oaste și Apostolul Pavel, în epistola către Timotei, spunea un exemplu frumos pentru cei ce vor să fie oameni al lui Dumnezeu. Anume, dând trei exemple acolo despre un atlet care luptă la luptele care se dau, despre un ostaș care este în oaste și despre un om care lucrează la câmp, un fermier, am spune noi, care fiecare prezintă o latură a trăirii creștine. Când vorbea în schimb despre ostaș, spunea că niciun ostaș care este înscris la oaste nu se încurcă cu treburile vieții. Gândiți-vă dumneavoastră un ostaș care este prins în luptă de zi cu zi, el nu are timp să stea în mijlocul unei lupte, să se uite pe internet să vadă ce s-a mai schimbat, cum arată vremea, dacă mâine o să plouă. Acestea sunt lucruri destul de irelevante pentru el, pentru că scopul ostașului e în primul rând să rămână în viață și doi să-și poată apăra țara. Un ostaș care e prins în luptă n-are timp, dacă vreți, de flecăriile vieții. Și în privința aceasta, dragi frați și surori, Dumnezeu ne cheamă să fim ostași ai lui Dumnezeu, oameni care să luăm foarte în serios lucrarea cu Dumnezeu. Dar văd în omul acesta Samson, despre care am citit ultima parte din viața lui în această dupămasă, văd în el, frați și surori, un om care nu a luat în serios lucrurile sfinte și pocăința. Un om care nu a luat în serios chemarea care Dumnezeu i-a făcut-o. Și de ce zic aceasta? Pentru că din experiența slujirii am întâlnit persoane care au spus Dumnezeu mi-a vorbit prin Duhul Sfânt și mi-a făcut niște promisiuni deosebite. Dumnezeu mi-a spus că vrea să lucreze prin mine. Dumnezeu mi-a spus că vrea să-mi dea daruri prin Duhul Sfânt. Dumnezeu mi-a spus că vrea să-mi dea un dar de prorocie, să mă folosească la o eliberări. Dumnezeu mi-a vorbit foarte frumos. Și cu durere spun, frate, că am căzut. Uite, am avut o cădere, am căzut într-un păcat. Frate, oare mai lucrează Dumnezeu? Oare mă va mai ajuta Dumnezeu? Oare o să mai îmi dea Dumnezeu har? Și apar așa niște expresii pline de durere care se pot citi pe fețele și din expresiile celor ce întreabă astfel de întrebări, văzând lovitura care cel rău a dat-o, chiar vorbeam împreună cu fratele Hozan cu ceva timp în urmă, cum atunci când Dumnezeu face o chemare specială cuiva și cel rău se luptă mai tare și ce mare durere când vedem oameni care pe câmpul bătăliei au ajuns învinși de inamic și tu ne întrebăm și noi, oare cum rămâne cu planul lui Dumnezeu? Oare va mai împlini Dumnezeu ceea ce a promis că vrea să împlinească? Când vorbim despre Samson, este un om cu o chemare deosebită. Nu ne permite timpul în această zi, pentru că nu aș vrea să fiu foarte lung și desigur nu avem timp să citim toate istoriile vieții lui. Dar dacă veți începe de acasă să citiți Judecător 13 până la 16 inclusiv, veți vedea parcursul vieții acestui om și felul în care Dumnezeu a chemat pe omul acesta în lucrarea lui. Am putea face aici o paralelă între el și noi, precum el avea o chemare specială în poporul Israel și noi fiecare avem o chemare specială în a-L sluji pe Domnul Iisus Hristos.
Dragi frați și surori, la nașterea lui Samson s-a prezentat Îngerul Domnului, un prototip, de fapt, al Domnului Iisus arătat în Vechiul Testament, o expresie care îl simboliza pe Domnul Iisus Hristos, dat fiind faptul că a primit jertfa lui Manoah și a soției lui, s-a înălțat în jertfa aceea, numele lui era minunat, numele care, de fapt, Isaia îl atribuie Domnului Iisus. Frați și surori, la nașterea lui Samson s-a prezentat Îngerul Domnului să prezinte că un copil se va naște cu o chemare specială. În privința aceasta, îi spune Domnul mamei lui Samson că va trebui să aibă foarte mare grijă ce are să mănânce. Va trebui să aibă foarte mare grijă ce are să bea. Va trebui să aibă foarte mare grijă la dieta și tabieturile ei, pentru că acest copil care se va naște are o chemare deosebită. Copilul acesta este pus deoparte pentru Domnul. El va fi un nazireat, zicea el. Și în privința aceasta, expresia ne exprimă consacrare. Adică a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Regulile pentru astfel de oameni ne găsiți la Numeri, capitolul 6, unde se prezintă ceea ce Dumnezeu vroia de la acești oameni. Niște restricții în viață de zi cu zi, ca ei mai apoi să fie consacrați, dedicați într-o totul lui Dumnezeu. Pe omul acesta Dumnezeu l-a chemat încă dinainte să fie născut și părinții lui s-au supus la niște restricții care Dumnezeu le cerea. Ba mai mult, văd din expresiile tatălui său o grijă mare pentru ceea ce avea să însemne viața acestui copil. Doamne, dacă Tu vrei să binecuvântezi casa noastră, fă să mai vină iarăși la noi omului Dumnezeu și să ne spunem ce se va face cu copilul care se va naște, ce are să fie cu el. O dorință reală a părinților lui să știe ce vroia Dumnezeu de la acest copil și de la ei ca și părinți. Eu cred din toată inima că atunci când Samson a crescut mare, părinții lui i-au povestit aceste întâmplări. Eu cred din toată inima că atunci când Samson a ajuns mai mare, părinții lui i-au povestit cum a venit Îngerul Domnului, le-a explicat restricțiile care s-au impus și i-a explicat planul lui Dumnezeu care Dumnezeu vrea să-l facă în viața lui. Eu cred că Samson a fost în cunoștință de aceste situații deosebite pentru viața lui și pentru familia lui. Iar în ultima parte a capitolul 13, ni se spune din Sfânta Scriptură că Duhul Domnului a început să-l miște pe Samson între Țorea și Eștaol, un loc în care Dumnezeu i-a desemnat ca el să slujească, ca el să își desfășoare activitatea. Și în privința aceasta observăm chemarea lui Dumnezeu împlinită în viața acestui om. Și de aici începem discuția din această după masă. Privesc la viața lui Samson cum se desfășoară și începând cu capitolul 14, observăm niște lucruri care Samson a făcut în viața lui, care dovedesc că omul acesta niciodată n-a luat lucrurile în serios. Omul acesta n-a luat în serios chemarea lui Dumnezeu pentru el, lucrarea care Dumnezeu vrea să o facă. Omul acesta nu le-a luat în serios. Dacă observați în desfășurarea activităților din viața lui, veți vedea un om care glumește foarte mult. I-a plăcut să facă glume. La nunta lui, care și așa era o încălcare a poruncii lui Dumnezeu, el face o glumă cu acei oameni care au venit la nunta lui. Și gluma aceea îl costă destul de mult. Mai apoi, în timpul unei bătălii, iară face glume. Un om care era un om de gașcă, iertați-mi expresia, cam așa l-am putea numi. Un om care îi plăcea să râdă foarte mult. Un om care niciodată n-a luat în serios ceea ce Dumnezeu vroia pentru el. Și iubiți frați și surori, tare mă tem că de multe ori în viața noastră, nici noi nu luăm în serios atât de mult cât ar trebui să luăm chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ne-a mântuit prin Domnul Iisus Hristos. Țineți cont de faptul că nici o religie din lumea aceasta nu poate da garanția vieții veșnice. La ce vreau să mă refer? De-a lungul timpului, oamenii au căutat, prin felurite explicații, să arate cum omul se poate întoarce înapoi către Dumnezeu. De altfel, numele religie vine din latina, care înseamnă a lega din nou omenirea cu dumnezeirea. Au căutat oamenii prin tot felul de restricții sau impunere asupra vieții lor să arate că ei vor putea îmbuna o zeitate care este în ceruri. Dar eu pun o întrebare. Dacă așa zisii Dumnezei care sunt prezentați în diferitele religii ar fi așa de puternici și de atot deosebiți cum sunt ei prezentați, mă întreb cum poate un om muritor să facă ceva să îmbune zeitatea?
vorbind acum despre noi, mai ales cunoscându-L pe Dumnezeul Sfintei Scripturi, care este un Dumnezeu întru totul sfânt, pus deoparte, tot puternic, El care a făcut cerurile și pământul, El care în mâna Lui stau toate, m-aș întreba din toată inima, oare cum se poate ca acest Dumnezeu, care e așa de sfânt, de deosebit, să primească ceva din mâna unor oameni care nu sunt sfinți și deosebiți. Oricât de mult am încercat noi, realizăm că suntem foarte simpli, foarte slabi, dragi frați și surori. De aceea, singura credință care ne poate nu da speranța mântuirii, ci de plină convingere că putem să fim mântuiți, este credința în Domnul Iisus Hristos. Pentru că spre deosebire de orice altă gândire religioasă, Domnul Iisus Hristos afirmă în Ioan 14 cu versetul 6 pentru noi: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Anume zicând Domnul Iisus Hristos, ca omul să poată ajunge la Dumnezeu, a venit Dumnezeu la om. El a creat calea pentru noi. Prin Domnul Hristos nu avem speranța mântuirii, avem deplina convingere că putem să fim mântuiți. Această mântuire manifestată prin har ne schimbă, de aceea zicea Apostolul Pavel la Tit, căci harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Noi de multe ori spunem că mântuirea este gratis, nu ne costă nimic. Dar vreau să vă spun, nu este așa de gratis precum o prezentăm noi. Pe Dumnezeu mântuirea noastră l-a costat totul. Și vreau să vă spun că, drept urmare, și pe noi, de fapt, mântuirea ne costă totul. Desigur, nu plătim nimic ca să fim mântuiți pentru că Domnul a murit pentru noi. Dar zicea Domnul Iisus în Luca, capitolul 9, cu 23, dacă dorește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și apoi să mă urmeze. Deci, dacă vrei să fii a Domnului Iisus, necesită o lepădare absolută de sine. Necesită o lepădare care te dezice de orice ar fi plăceri, dorințe ale tale și te pune față în față cu Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. El ne schimbă, El ne sfințește, El ne aduce către Dumnezeu. Și acum mă reîntorc la Samson, dragi frați și surori, un om care nu a luat în serios lucrurile. Precum s-ar putea ca nici noi de multe ori să nu realizăm cât de serioasă este mântuirea acordată prin Domnul Hristos și ce vrea Dumnezeu de la noi. Aș vrea împreună cu dumneavoastră să urmărim 5 categorii sau 5 capitole din viața lui Samson unde el nu a luat în serios lucrurile și să le raportăm la viața noastră, realizând că și noi se poate ca la fel ca și Samson să nu o luăm în serios. Haideți împreună să urmărim aceste 5 capitole. În primul rând, Samson nu a luat în serios chemarea care i-a fost făcută. Omul acesta a avut o chemare deosebită, o chemare specială, să fie un om al lui Dumnezeu care avea să lucreze pentru poporul Israel să înceapă eliberarea de sub dominația filistenilor. Omul acesta, în schimb, nu și-a luat în serios chemarea. Chemarea lui era să fie un nazireu pentru Dumnezeu, pus deoparte, consacrat pentru Dumnezeu. Din Numeri, capitolul 6, înțelegem că oamenii aceștia erau cel puțin 3 lucruri care ni se prezintă. Nu aveau voie să bea vin din rodul viței, nu aveau voie să atingă vreun trup mort și nu aveau voie să-și taie părul ca semn, simbol al consacrării lor pentru Dumnezeu. De altfel, nu în părul lui stătea puterea, ci părul lui era simbolul consacrării pentru Dumnezeu care, prin Duhul Sfânt, îi dădea puterea lui Samson. Dragi frați și surori, dacă vă uitați la viața lui Samson, veți observa că omul acesta nu și-a luat în serios chemarea. Și am să vă arăt de ce. Când el se coboară la Timna să-și ia o soție dintre fetele filistinilor, care și așa era o încălcare a legii, observați ce se întâmplă din versetul 3 din capitolul 14. Tatăl său și mama sa i-au zis, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să ții nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur? Și Samson a zis tatălui său, ia-mi eu, că îmi place. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, căci Samson căuta un prilej să se cearte, să deceartă din partea filistenilor. În vremea aceea, filistenii stăpâneau peste Israel. Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr, mugind.
Mă opresc aici un picuț, frați și surori, și vreau să fac o remarcă. Mai devreme vorbeam despre voia lui Dumnezeu, anume a faptului că Dumnezeu căuta prin Samson să pornească această luptă cu filistenii. Și observați că el trebuia să aibă grijă, să fie pregătit pentru lucrarea Domnului. Dar omul acesta, în loc să facă voia lui Dumnezeu, el caută să-și ia o femeie dintre filisteni, ceea ce era o încălcare a legii din Israel. Și cu toate acestea vreau să vă spun, când Dumnezeu are un plan de împlinit, îl împlinește cu sau fără noi. Anume, dacă noi suntem pregătiți să stăm în voia Domnului, ne va folosi, precum zicea Apostolul Pavel, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dar dacă nu, chiar și în, iertați-mi expresia, nebunia noastră, care unii ori lucrează împotriva voii lui Dumnezeu, Dumnezeu totuși poate împlini voia Lui. Nu era voia Domnului ca Samson să-și ia o femeie din fetele filistenilor. Ar fi fost o încălcare a legii lui și Dumnezeu nu-și încalcă legea. Dar prin faptul că el încălca legea și se ducea către ei, Dumnezeu folosea acest incident din viața lui Samson tot ca să creeze un motiv de ceartă cu filistenii. Dumnezeu este suveran și cu totul plin de putere în a-și împlini voia lui. Eu spun din toată inima, lăudat să fie Domnul. Dacă noi nu suntem pregătiți să-i facem voia lui, nu uitați, chiar și în nebunia noastră Dumnezeu poate împlini voia lui. Dar să nu uităm ceva. În Matei capitolul 7 este poate dintre cele mai groaznice versetele care le veți putea citi. Versetul 21. În mulți îmi vor spune în ziua aceea, Doamne, Doamne, și observați cele trei lucruri. N-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău și atunci le voi spune curat, plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Dragi frați și surori, noi la ora actuală îndemnăm pe toți oamenii, cum spunea Apostolul Pavel, ca și cum Dumnezeu prin noi va îndemna, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu prin noi ar face această pledoarie, veniți la pocăință. Dar în ziua aceea, această bunătate nemaipomenită a lui Dumnezeu se va transforma într-o judecată absolută curată, când va spune pe față, niciodată nu m-a cunoscut. Acum se mai îngăduie har, iubitul meu ascultător. Acum Dumnezeu te mai așteaptă, îți spune, am un plan pentru viața ta, vreau să mă folosesc de ființa ta în Spania, Italia, România, Germania, Canada, oriunde fi. Dumnezeu are nevoie de oameni care să dea drept pentru El, să ducă Evanghelia mai departe. Dar să nu uităm că dacă noi nu ne facem, împlinim voia Domnului în viața noastră, Dumnezeu își va împlini voia, cu sau fără noi. Dar într-o zi vom da socoteală. Și în această expresie a Domnului Iisus, mulți îmi vor zice în ziua aceea că au prorocit, au scos draci și au făcut minuni. Cineva a interpretat greșit, zic eu. Păi ei zic acolo, n-am prorocit noi în numele Tău. Adică nu Domnul a prorocit, ei au prorocit. Dar vreau să vă spun că nu este adevărat. Acelea sunt lucrări autentice făcute de Duhul Sfânt. Și ca să vă pot dovedi aceasta, gândiți-vă la latura aceasta. N-am scos noi draci în numele Tău. Domnul Iisus spunea în Matei 12 că nimeni nu poate scoate afară pe Satana decât Dumnezeu. Că dacă Satana scoate afară pe Satana, nu mai fi dăinui împărăția lui. Deci numai degetul lui Dumnezeu poate face astfel de minuni. Anume, cele trei expresii, prorocia, eliberări de demoni și minunile, sunt lucrări autentice. Și cum atunci oamenii aceștia să nu intre în împărăția Domnului? Dați-mi voie să folosesc expresia unei schele. Se lucrează la o construcție foarte frumoasă. Zidirea în sine este ceea ce noi dorim să vedem finisat. Dar ca să putem finisa această lucrare, în exteriorul ei în special și chiar și în interior, la un moment dat se vor construi schele care ne ajută să terminăm lucrarea. Dar când lucrarea este finisată pe deplin, vreau să vă întreb, ce se întâmplă cu schela? Schela este demontată și aruncată. Nimeni nu are nevoie de niște bucăți de lemn mânjite și murdare de la atâta material de construcție. Ce contează e construcția în sine. Și este trist că unii oameni, ca și Samson, dacă nu au grijă, devin doar o schelă pe care se clădește lucrarea Domnului, dar care în final Dumnezeu nu va avea nevoie de ei. Și ce trist când tu ai putea să faci parte din zidirea frumoasă a lui Dumnezeu, să faci parte din clădirea aceasta numită Biserica Domnului, și de altfel să fii un om care vrei voia ta să se facă în toate, ca Dumnezeu să-și facă voia Lui. El folosește chiar circumstanțe din viața ta, dar nu uita, dragul meu ascultător, că în final, într-o zi, îți va spune curat în față. Niciodată nu te-am cunoscut. Samson a fost un om care nu și-a luat în serios chemarea. Și observați cum. Când merge la Timna cu părinții lui,
Nu uitați, Samson nu avea voie să consume din rodul viței, să bea din rodul viței, să mănânce din rodul viței, era un om pus deoparte. Se coboară la viile filistenilor, am citit. V-ați întrebat ce căuta un consacrat al lui Dumnezeu în viile filistenilor? Omule, tu n-ai voie să bei, n-ai voie să mănânci struguri. Ce cauți tu în mijlocul unor vii? Nu-i de mirare că îl întâlnește un leu în via aceea, ca și cum Dumnezeu i-ar fi strigat, precum lui Balaam odată prin măgăriță, omul ești în pericol, ieși afară, aici nu-i locul tău. Și cu toate acestea, puterea Domnului se manifestă. Omoară leu. Când se întoarce înapoi de la Timna, se coboară iară în viile filistenilor. Și acum atinge cadavrul unui leu care el n-avea voie să o facă, să ia niște miere. Deja își încălcase jurământul lui de Nazireat. Dragi frați și surori, de multe ori, precum Samson, nu luăm în serios chemarea care Dumnezeu ne-a făcut-o. Ne-a chemat Dumnezeu să fim copiii Lui, să fim sfinți în toată purtarea noastră, ceea ce îmi doresc din toată inima să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Și de foarte multe ori, dragi frați și surori, nu o luăm în serios. Ca de exemplu, când tu urăști curvia, când tu urăști imoralitatea, ce cauți tu pe internet să privești imoralități? Când tu urăști ceea ce înseamnă băutura și alcoolul și mesele fastoase a unor oameni netăiați împrejur, cum zicem noi, ce cauți tu la petrecile lumile acestea? Ai muncit 12 luni în locul în care te afli și după 12 luni spune șeful tău, dragul meu, uite, vreau să-ți dau o masă. Facem o petrecere cu toți muncitorii, așa e normal. Și zice omul nostru, păi da, după ce am slugărit atâta vreme, măcar o masă am și-o dreptul să mănânc. Care-i problema că mă duc să mănânc la o masă? Și la masa aceea se pune băutură. La masa aceea se dansează, la masa aceea se înjură, la masa aceea se spun lucruri necurate. Ce cauți tu, Samson, un om al lui Dumnezeu, un om pus deoparte în viile filistenilor? Samson nu și-a luat cu adevărat în serios chemarea lui Dumnezeu. L-a chemat Dumnezeu să-l slujească și Samson nu și-a luat în serios chemarea. Dragi frați și surori, îmi doresc din toată inima în ziua de astăzi să ne luăm în serios chemarea lui Dumnezeu. Ne-a chemat Dumnezeu să-L slăvim, să-L cinstim, să avem o viață cu totul devotată lui Dumnezeu. Să nu uităm că pocăit nu este o poreclă din România. Pocăit este o emblemă care desemnează pe toți oamenii lui Dumnezeu. Un om întru totul pus deoparte. Zic încă o dată, fiți sfinți în toată purtarea voastră, zic Domnul, să ne ajute la aceasta. Dragii mei, în al doilea rând, Samson, pe lângă faptul că nu și-a luat în serios chemarea, el nu și-a luat în serios puterea care Dumnezeu i-a dat-o. Dacă observați pe parcursul acestei întâmplări, omul acesta, în loc să-și folosească puterea pentru slava lui Dumnezeu, o folosea, dacă mă iertați, ca o jucărie. El când dădea de probleme, Doamne, acum trebuie să intervii. Acum filistenii sunt pe mine. Deodată cu puterea mare, izbăvea și pornea în luptă. Bătea 1000 de filisteni, ba omora pe altcineva. El în loc să-și folosească puterea pentru slava și gloria lui Dumnezeu, o folosea doar într-o fel de glumă pentru el când avea nevoie. Sau la urgență, când avea o problemă, atunci deodată trebuia să intervină ca Dumnezeu să-l scape. Și m-am gândit apoi la viețile noastre. Iubiții mei, eu cred că vorbesc cu niște oameni care iubesc din toată inima pe Dumnezeu și care, ca și mine, ați avut parte de bucuria și harul Duhului Sfânt. Vreau să vă spun, pentru că sunteți fii, v-a dat Duhul Sfânt care să vă arate că sunteți fii, copii al lui Dumnezeu, și Duhul Sfânt în noi n-a lucrat simplu, a lucrat cu lucrări deosebite. Duhul Sfânt ne-a mângâiat, ne-a învățat, ne-a călăuzit. Câte lucrări deosebite ne-a făcut Dumnezeu în inimile noastre. Îngăduiți-mi pe scurt să vă spun doar o întâmplare care am văzut-o împreună cu fratele Vasile Hozan, lucrată de Duhul Sfânt. O lucrare care o spun numai spre slava și gloria lui Dumnezeu. Era poate în anul, dacă nu mă înșel, 2015, împreună cu fratele Hozan, ne apropiasem de Paște, am fost să vizităm o soră care era bolnavă din biserica noastră. Sora aceasta născuse un copilaș, sarcina a fost destul de complicată, iar în urma nașterii acestei surori, primele 2-3 zile au decurs destul de bine, ca ulterior, deodată să-i se facă rău. La naștere au fost niște complicații, cum copilul era poziționat în aparat uterin, doctorii au trebuit să intervină medical, dar ei au crezut că totul a decurs cu bine.
În schimb, dragi frați și surori, la vreo câteva zile începe să se simtă rău și doctorii nu au ce să-i facă. Îi dă medicament, dă înapoi. Dacă mânca, dădea înapoi. Dacă bea apă, dădea înapoi. Nu putea nici de cum să ține nimic în ea. I-au dat perfuzii și nu i-a făcut bine. Și acum, de câteva zile, într-un spital specializat pentru așa ceva, stătea pe pat și pur și simplu se stingea din viață. Nu mai avea vlagă în ea. Și la un moment dat îmi pune Duhul Sfânt în minte acest lucru, să îi zic fratelui Hozan, haideți să mergem până la sora asta să o vedem. Nu știu de ce, așa îmi spune Duhul Sfânt să mergem să facem. Plecăm seară târziu, la vreo ora 11 și ceva, la o oră distanță de noi de aici, la spital, ajungem acolo și o altă soră era cu ea împreună. Sora aceasta avea o sarcină gemenală, dar risca să nască în orice moment. Era foarte sănătoasă, dar fiind în luna 6-a, dacă ar fi născut, numai la acest spital o puteau ajuta. Și în privința aceasta, ea ne așteptă la lift, de acolo am plecat în salon și când intrăm și o vedem pe sora noastră bolnavă, a început cu puterea care mai avut-o să plângă și să strige. Numai Dumnezeu v-a trimis! Numai Dumnezeu v-a trimis! Dacă Dumnezeu nu face o minune, eu mor! Eu nu mai pot! Când am văzut o mamă așa de zdrobită, prin harul lui Dumnezeu am 7 copii, am văzut pe soția mea născând de 7 ori, nu este un lucru simplu, cei care aveți copii știți ce înseamnă aceasta. Împreună cu fratele Hozan, când am văzut-o, am rămas surprins, zdrobit în inimă. Fratele Hozan, care a văzut multe la viață, lui spune, o, Doamne, când am văzut și pe el parcă așa de mișcat de această stare, ne-am gândit, ce poți face la așa ceva? De multe ori ne lăudăm, păi știi că eu am studiat, eu am studii, eu, vezi, Doamne, sunt chemat, am licență de cine știe ce slujitor, dragii mei, la o astfel de cauză, arată-ți licență, mă întreb câte minuni se pot face. Realizăm din toată inima că minunile vin doar prin mâna Domnului Iisus Hristos. Și ajungând în salon la această soră, ne-am rugat, s-a făcut ungerea cu un de lemn și am chemat numele Domnului. Duhul Sfânt vorbește că vrea să o ajute, Duhul Sfânt vrea să-i dea vindecare. Și plecăm de acolo, după o rugăciune simplă, cum se poate face la spital. Nu poți face slujbe mari, nu poți face stăruință, dar ne-am rugat cu sinceritate înainte lui Dumnezeu. Plecând de acolo, a doua zi ne sună soțul celălalt de surori care era împreună cu ea. Și îmi zice el dimineață, măi Andrei, o minune mare, am văzut o minune mare. Ce-i omule? Aseară, după ungerea cu un de lemn, sora aceea s-a sculat și a mâncat singură. La ora 3 noaptea s-a sculat din pat și la 5 a umblat pe picioarele ei. Dimineața a mers la copil și l-a luat în brațe și a alătat copilul. În 3 zile a fost externată și sora asta în biserica noastră a mărturisit cum Dumnezeu a vindecat. Eu zic, mărit să fie numele Domnului. Frații mei, Dumnezeu nostru e un Dumnezeu nemaipomenit de mare. El face semne și minuni, lucrează prin Duhul Sfânt. Și tu, dragul meu ascultător, ți s-a îngăduit harul să ai parte de acest Duh Sfânt. Te-a botezat Duhul Sfânt, ai vorbit în alte limbi, poate ai văzut vedenile lui Dumnezeu, prorociile lui Dumnezeu. Și ca Samson, poate odinioară, n-ai luat în serios această putere a lui Dumnezeu. Și cea mai mare durere e că după ce se întâmplă câte o cădere, un incident, vine imediat persoana înapoi, hai mai să ne rugăm, să mai prorocească Duhul Sfânt, mă mai iartă Dumnezeu, mă mai mântuie Dumnezeu, mă mai schimbă Dumnezeu. Uite frate, m-a ispitit cel rău, ce să mă fac, dragii mei? Pentru că nu luăm în serios chemarea lui Dumnezeu, nu luăm în serios puterea lui Dumnezeu. Și asta e o mare pagubă, o mare problemă. Îmi doresc din toată inima să ne ajute Dumnezeu să luăm în serios marea putere care Dumnezeu o lucrează între noi, slăvitul Duh Sfânt care a ajutat viețile noastre până aici. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Samson n-a luat în serios chemarea lui. Samson n-a luat în serios puterea lui Dumnezeu. În al treilea rând, Samson nu a luat în serios apetiturile și poftele lui. Vreau să vă spun, Dumnezeu ne-a creat corpuri omenești. El a știut când ne-a creat, de ce ne-a creat în felul acesta. Sunt câteva forțe de bază înscrise în trupurile noastre, precum sunt deplin convins că, ca și mine, și dumneavoastră aveți poftă de mâncare. Din când în când ne ia poftă de mâncare, mai ales la noi la români, unde se gătește așa de bine și de frumos mâncări, cum numai la noi le poți să le găsești. Când te gândești la ele, parcă te și ia poftă de mâncare. Când vorbești despre prăjituri deosebite și mâncări bune pregătite de noi, te ia poftă de mâncare. O înscris-o Dumnezeu în noi. De asemenea, precum pofta de mâncare înscrisă în noi, mai este înscrisă în noi această poftă de sexualitate. Este o poftă de forță înscrisă în noi. Prin ea Dumnezeu ne ajută să ne căsătorim, să procreiem, să vină copii. Este înscris de Dumnezeu în noi. Dar ce se întâmplă
când nu luăm în serios aceste pofte înscrise în noi și când ele încep să domine viața noastră în loc noi să ne folosim de ele pentru binele mers al vieții noastre. Samson nu a luat în serios poftele vieții lui. Pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșenia vieții le numea apostolul Ioan în întâia sa epistolă 2:16, că sunt poftele de bază din lumea aceasta. Acestea sunt în lume și Samson la toate aceste trei a căzut examenul, a fost biruit de ele. Pofta ochilor l-a târât la o fată care nu era din poporul lui. Pofta ochilor l-a dus la o femeie stricată din Filista. Pofta lui l-a dus la o altă femeie, Dalila, care în final a ajuns căderea vieții lui. Dragii mei, Samson nu a luat în serios poftele care îl biruiau în fiecare zi. Și mă gândesc la noi. Îmi plăcea foarte mult, cum spunea fratele Cornel Bârsan, fostul păstor al bisericii noastre care a trecut la Domnul anul trecut. Când vorbim despre băutură, de exemplu, la capitolul acesta mă văd un sfânt. Anume, pe mine băutura nu mă ispitește cu nimica. Nu este o predispoziție a vieții mele. Când vorbim despre țigări, de asemenea, și la capitolul ăsta sunt un sfânt. Nu am nicio poftă de a fuma țigări. Dar când vorbim despre poate alte probleme, acolo sunt mult mai predispus, sunt mult mai slab, acolo trebuie să am o foarte mare grijă. La fel pot să spun și eu ca dumnealui, de exemplu, în capitolul acesta de băutură și țigară, n-am fost ispitit, nu mă ispitește, mulțumesc Domnului, patima aceasta nu mă urmări niciodată. Am lucrat o perioadă de timp în centrul orașului nostru, aici în Canada, precum diferit de cum este în Europa, nu se poate fuma în spațiile publice. Dacă vrei, pe stradă și acolo n-ai voie la câțiva metri de clădiri. Dar precum se întâmplă de multe ori, în special într-un centru mai comercial, oamenii fumează pe stradă. Atât de scârbă îmi iese de această patimă, că nu mă simt mirosul, parcă mi se face rău, nu suport, nu mă atrage cu absolut nimica. Dar precum spunea fratele Cornel Bârsan, și eu am aspecte din viața mea unde trebuie să fiu mult mai atent. Dacă țigara nu mă ispitește, sunt alte lucruri care pot fi ispite pentru mine. Acolo trebuie să fiu mult mai atent. Cum stăm cu rugăciunea față de acele situații, slăbiciuni din viața noastră? Dacă recunosc că sunt mai slab la bani, ca exemplu, voi avea grijă să nu ajung în conjuncturi în care îmi pot compromite moralitatea mea din cauza banilor. Dacă mă văd mai slab la capitolul imoralității, precum se poate întâmpla la cineva, voi avea foarte mare grijă unde mă duc, cum ziceam mai devreme. Ce caută Sfântul lui Dumnezeu în viile filistenilor? Ce caută un pocăit al lui Dumnezeu să meargă la un club, la plajă, la lucruri care promovează imoralitatea? Frații mei, nu vorbim despre un fanatism, dar vreau să vă spun, am ajuns la concluzia că sfânta pocăință e sfântă. Nu putem să avem și pocăința, și Dumnezeu, și lumea. Și îmi stă de multă vreme în minte acest verset din Luca, capitolul 16, când vorbea despre bogatul și Lazar. Lazar, bogatule, omul acesta, Lazar, în viață și-a ales partea cea rea. Tu, partea cea bună. Acum, el este mângâiat și tu ești chinuit. De multe ori va spune cineva, voi sunteți niște fanatici, voi pocăiți, păi voi ieșiți numai rugăciune, numai stăruință, numai Duhul Sfânt, voi nu vă puteți simți bine. Uite, voi nu mergeți la plajă, voi nu mergeți la petreceri, numai rugăciune și altceva. Păi ce e asta? Asta e fanatism. Eu mi-am ales partea cea rea în viață, după cum spune lumea. Dar vreau să vă spun, partea cea bună e în ceruri cu Dumnezeul nostru. El e gata să vină și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Mă rog din toată inima să ne dea Dumnezeu sfânta pocăință. Samson nu a luat în serios luptele din viața lui. Nu a luat în serios. Aș vrea să le luăm în serios pentru că diavolul de 6.000 de ani e un expert în domeniul ispitirii. Asta face totdeauna. Asta e singurul lui serviciu. Credeți că nu știe la fiecare dintre noi unde ne este predispoziția? Credeți că nu ne știe unde ne este slăbiciunea? Acolo va ataca cel mai tare. Cum ziceam, la unul care nu are o predispoziție la băutură, nu-l ispitește cu băutură, că n-are ce-i da. Dar la unul care are o ispită într-un domeniu anume, acolo va ataca. Aveți mare grijă în domeniul unde știți că sunteți slabi. Rugați-vă, postiți, chemați ajutorul Domnului și cel ce a început această lucrare bună în voi o va duce la bun sfârșit, mărit să fie numele Domnului. Dragi frați și surori, în al patrulea rând, Samson nu a luat în serios inamicii lui.
S-a gândit că filistenii sunt așa ceva de glumit cu ei. Oricum puterea cea mare a lui Dumnezeu îi cu el împreună. Oricum puterea cea mare îi va da biruință. Dumnezeu îi prezent să lucreze, Dumnezeu se implică. Nu te teme că Dumnezeu scapă din orice fel de nevoie. Și nu a luat în serios inamicii lui. Dacă veți citi cu atenție capitolul 16, când este în casa lui Dalila, ne spune că filistenii erau în cealaltă cameră. Adică așa de aproape era de el dușmanul și el o vedea ca o glumă. Ce putere poate să-mi facă? Ce rău poate să-mi facă? Eu am o mare putere de la Dumnezeu. Eu sunt plin de puterea Duhului Sfânt. N-au ce să-mi facă mie inamicii. Și vreau să vă spun, de foarte multe ori, sunt oameni care așa tratează când e vorba de cel rău ca o glumă. Dacă apare cel rău, eu îl bat una, două, nu există, eu stare cu Dumnezeu meu. Eu vreau să vă spun, nu-i dăm niciun fel de slavă sau cinste celui rău, dar trebuie să recunoaștem, el nu este, cum gândim noi în partea noastră tradițională românească, unul cu coarne și cu furcă. Nu uitați, este un înger mare care a căzut din cer, nu este o persoană oarecare. Și în privința aceasta are și el o putere desemnată de Dumnezeu. Luptele care se dau demonice sunt foarte puternice. Și dacă noi o luăm în glumă, riscăm, frații mei, să ajungem la niște probleme. În privința aceasta ne cheamă Dumnezeu să nu glumim cu puterea aceasta. Împreună cu fratele Hozan am văzut momente, experiențe din viața unor oameni care au ajuns în niște lupte demonice grele, mai apoi greu mai ieși din ele. Nu vă jucați că cel rău îi dibaci, asta caută să facă. Și dacă glumim cu inamicul, într-o zi riscăm să dăm față în față cu ceea ce nu vrem. Și atunci mare va fi plânsul. Samson a glumit cu inamicul. Și în ultimul rând, Samson a glumit cu stăpânul lui. A gândit că Dumnezeu e la cheremul lui, iertați-mă că spun așa, că Dumnezeu e obligat să facă pentru el semne și minuni, că dacă el cade în încurcături, Dumnezeu trebuie să-l scape. Asta a fost gândul lui Samson. Cum a vorbit și el dinainte. Exact. În privința aceasta, gândirea lui Samson a fost că dacă el ajunge într-o problemă, Dumnezeu numai decât trebuie să intervină. Și vreau să vă spun, Dumnezeu, iertați-mi expresia, nu este la îndemâna noastră. Noi suntem la îndemâna lui Dumnezeu. El e Dumnezeu. El face tot ce vrea în cer și pe pământ. Noi suntem la mâna lui Dumnezeu. Și Samson a glumit cu stăpânul lui. Și de aceea, unul dintre poate cele mai triste versete din Scriptură pentru mine a fost cel care l-am citit în această zi, anume versetul 20, că după ce el a adormit, a strigat la el: Samson, filistenii sunt asupra ta. Și auzi ce zice el: mă voi face ca mai dinainte. Mă voi scula și mă voi scutura. Dumnezeu e cu mine, el trebuie să-mi dea biruință. Și observați cel mai trist lucru. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Și după 30, 40, 50, 60 de ani de pocăință, stând pe banca bisericii, fiind în adunare, să nu-ți dai seama că de fapt Dumnezeu nu mai e cu tine. Tu mergi într-o inerție a moralității, crezând că dacă ești tu în adunare, Dumnezeu trebuie să te ajute. Dar să nu știi, pentru că ai glumit cu Dumnezeul tău, Dumnezeu nu mai este lângă tine. Mare a fost durerea lui Samson. Și știi ce este cel mai trist? Numele Samson este tradus în ebraică, înseamnă o mare lumină, lumina soarelui. Și de la această lucire a luminii, Samson ajunge orb și fără ochi. Ajunge într-un întuneric de plin. Să nu glumim cu Dumnezeu și a spune să nu glumim cu Sfânta Pocăință, frații mei. Ne-a chemat Dumnezeu la oaste prin Domnul Hristos. Ne-a spălat de păcate, ne-a mântuit, ne-a adus la viață. Prin Domnul Hristos ne-a dat un viitor și o nădejde. Să nu glumim cu marea jertfă a Domnului Iisus Hristos. În schimb, n-aș vrea să închei în această lupămasă în felul acesta, parcă pe o notă tristă, cum am zice noi. Ce este marele har al lui Dumnezeu, știți care este? Că Samson, chiar și după căderea lui, strigând și plângând în fața lui Dumnezeu, a mai fost ascultat de Dumnezeu deodată. Eu nu știu care vă este circumstanța din viața dumneavoastră. Eu nu știu care au fost poate incidentele, căderile, păcatele, greutățile care v-au confruntat și din cauza lor acum vă puneți întrebări, oare va mai împlini Dumnezeu pentru mine promisiuni care le-a avut? Eu nu știu care vă sunt. Dar pot să vă spun un lucru. Cine strigă la Dumnezeu cu căință, cu pocăință, cu milință, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al iertării, al iubirii. Zicea prorocul Mica,
care Dumnezeu este ca tine să iubească mila, să vrea să ierte păcatele și să arunce păcatele noastre în marea aceea uitării, cum zicem noi. El calcă în picioare păcatele noastre și mai ales prin Domnul Hristos, marele har al lui Dumnezeu ni s-a arătat. El iartă păcătoșii, El iubește păcătoșii, El cheamă toți oamenii să vină la El. N-ai vrea în ziua de azi, iubitul meu ascultător, să lași glumele acestei lumi, să nu mai glumești cu Dumnezeu și cu pocăința, să nu mai glumești cu chemarea care ți-a făcut-o Dumnezeu, să nu mai glumești cu marea putere care Dumnezeu manifestă în viața ta, să nu mai glumești cu aceste ispite care te confruntă, să nu mai glumești cu inamicul și să nu glumești cu stăpânul care te-a chemat la oaste. Este un Dumnezeu care vrea să ne sfințească, vrea să ne ierte. Și este cel mai trist, când moare Samson, casa părinților lui, știți unde duce? Între Țorea și Eștaol. L-a îngropat exact unde el trebuia să slujească. Când a început Duhul Sfânt să-l miște, era între Țorea și Eștaol. Și când a murit Samson, ajunge îngropat tot acolo unde trebuia să fie. Cineva spunea foarte frumos, fraților, trăiți în așa fel încât să nu faceți frații slujitori să mintă la mormântarea voastră. Fratele a fost un om bun, a fost un om care a iubit pe Dumnezeu, când de fapt noi toți știm că n-a fost nici bun, nici n-a iubit pe Dumnezeu. Trăiți în așa fel încât să nu facem pe nimeni să mintă la înmormântarea noastră. Trist este că tot între Țorea și Eștaol ajungem. Indiferent de incidente, la început spunem, biserica asta e prea îngustă. Voi sunteți prea fanatici, voi vreți numai pocăință, cereți prea multe de la noi. Eu vreau undeva unde e mai liber, la spaniori, la englezi, la americani. Acolo nu se cere nimic, acolo putem face ce vrem, mântuire negarantată. N-avem nevoie de voi. Și trist este că atunci când dăm de o problemă, atunci când dăm de o încurcătură, tot la Duhul Sfânt venim, tot la prorocii ne întoarcem, tot la pocăința aia o vrem, tot aceleași minuni vrem să le vedem. Trist este că tot la Țorea și Eștaol trebuie să ajungem înapoi. Vine într-o zi tata și va trebui să dăm față în față cu Cel ce ne-a mântuit și în ziua aceea nu se mai merge nici pe pile, conexii și relații. În ziua aceea va trebui să dai socoteală de orice ai făcut, iubitul meu. Ți-ai angajat un avocat bun? Noi recunoaștem că suntem prea mici și slabi. Avocatul nostru este Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt care ne-a sfințit, care ne-a spălat, care ne-a mântuit. Dar nu doar atâta, ci harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în viacul de acum o pocăință de care Domnul vrea să ne bucurăm. O pocăință care va face pe Dumnezeu să iubească mult ființele noastre. Și o pocăință care ne va feri să glumim cu pocăința și cu lucrurile sfinte. Să nu glumim cu pocăința, să nu glumim cu Dumnezeu. Și zic din toată inima, Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, frate Andrei.